De 80.000 de lei noaptea trecută la Techirghiol, o casă de schimb valutar a fost prădată de indivizi necunoscuți. Hoții au reușit să plece cu seif cu tot. În urmă cu câțiva ani, patronul aceleiași case de schimb valutar a fost împușcat de Serghei Gorbunov, care încerca să-l jefuiască. Milioane. Au luat cu seif, cu tot. Mai exact 35 de kg de fier, în care se afla însă o mică avere. Hoții au dat lovitura în toiul nopții. Au forțat ușa cu o rangă, au luat seiful pe sus și duși au fost. Cu tot cu cei 80.000 de lei. Ginerul meu zice de sus că stă deasupra la schimbul valutar, că s-a uitat pe geam, a văzut că trei matahale mari au luat asfalt că n-au dormit toată noaptea. Aceste elemente sunt foarte periculoase pentru noi. Era pericol. Venea cineva, ăla-l distrugea, doamne, total. Luăm ora degeaba. De teamă, bărbatul nu a îndrăznit să intervină. A sunat la 112, însă până au ajuns polițiștii nu mai era nici urmă de hoți. Omul a dat totuși suficiente informații polițiștilor ca să-i prindă pe făptași. Se fac cercetări pentru identificarea și tragerea la răspundere penală a autorilor. Prejudiciul aproximativ este de 81.000 de lei. Patronul casei de schimb valutar pare urmărit de ghinion. În urmă cu câțiva ani a fost împușcat de Serghei Gorbunov după o tentativă eșuată de jaf, iar în urmă cu câteva săptămâni a fost amendat din cauza că nu avea sistemul de pază pus la punct.